Vă salut, prieteni! Astăzi vom vorbi despre proverbele lumii egiptene. Cele ce sunt în inima omului înțelept se găsesc și pe limba sa. Fă-ți datoria și nu te teme de nicio răzbunare. Femeia care își cârmuiește bine casa este o avuție de neînlocuit. Chiar dacă tu ești vânt, nu uita că uraganul este mai puternic decât tine. Cine se grăbește să vorbească, minte când trebuie să răspundă. Nu fi prieten cu un mincinos, căci de-l vei urma, nu vei ajunge bine. Cine umblă mereu alături de omul prost, se va umple și el de prostia acestuia. Trage un pui de somn înainte de a hotărâ asupra unui lucru. Nu te bucura de ce nu s-a întâmplat încă. O haină de împrumut nu ține de cal. Un lucru frumos nu este niciodată perfect. O maimuță este o gazelă în ochii mamei sale. E de mare cinste omul care știe să tacă. Cine a săvârșit numai bine în cursul vieții, fugetă la moarte fără nicio teamă. Dacă soția ta este prea frumoasă, vei avea în ea pe stăpânul tău. Nu mânca pâine când aproapele suferă de foame, decât dacă întinzi mâna să-i dai pâine. Mai bine o bucată de pâine cu fericire, decât bogăție cu amărăciune. Nu uita să-mi dai un like și să te abonezi la canal și apasă clopoțelul pentru a fi notificat când postez ceva nou. Ne revedem în video următor.